Esențial Miercuri, 23 martie 2022, ora 15:02. Hot News Ro. Traian Băsescu a fost colaborator al fostei securități, a decis, definitiv, Curtea Supremă. Care sunt efectele acestei decizii? Traian Băsescu, Agerpres. Potrivit modificării făcute în 2021 la legea privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, o decizie definitivă de colaborare cu fosta securitate atrage pierderea drepturilor acordate pentru restul vieții. Conform legii 406/2001, persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de următoarele drepturi: a folosință gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, care cuprinde și un spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar; b, o indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizația acordată președintelui României în exercițiu; c, pază și protecție, precum și folosință gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de serviciul de protecție și pază, potrivit reglementărilor în vigoare. Cât privește mandatul de europarlamentar, decizia de colaborare cu fosta securitate nu are nicio consecință juridică, potrivit fostului președinte al CCR, Augustin Zegrean. Nu are consecințe juridice constatarea calității sau necalității de colaborator al securității, nu are consecințe juridice, ci doar morale, a declarat el pentru Europa Liberă. În privința unui posibil fals în declarații, ca urmare a faptului că a completat la candidatură că nu a colaborat cu fosta securitate, cercetătorul CENSAS și istoric Mădălin Hodoe susține că este greu de dovedit o astfel de infracțiune în spețe de acest fel. În declarația aceea nu se spune despre relații cu securitatea, care să implice o asumare generală, ci de colaborare în sensul legii, declară Mădălin Hodor. Câte decizii CENSAS de necolaborare cu securitatea a avut Traian Băsescu? Fostul președinte Traian Băsescu a primit până acum numai puțin de 4 decizii de necolaborare cu fosta securitate, documente emise de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Astfel, potrivit siteului CENSAS, Traian Băsescu a primit deciziile de necolaborare la următoarele date: 21 februarie 2002, 31 august 2004, 26 septembrie 2006 și 22 octombrie 2013.